Deci vă amintiți când a avut loc? Da, mi-amintesc perfect. Eram chiar... nu eram eu pasionat așa, dar eram în vacanță. Eram student în anul întâi la Academia de Poliție. Și lucrasem tot la Inspectoratul de Poliție. Și având în vedere, cunoșteam pe toți, eu am venit cu motocicleta din la pescuit, de la Unias de aici, de lângă Coren. Făceam un concurs cu un prieten de meu și am ajuns în Botoșani. Când am ajuns în Botoșani, s-auzeau salvări, s-auzea scandal și cum am intrat în apartament, o sunat telefon. Și mă sună un fost coleg de aici, zice, băi, tu ai auzit ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a răsturnat un autobuz la așa. Și cum aveam, eram în anul întâi la clasa de circulație rutiere la Băneasa, la Academie, m-am urcat cu motocicletă și m-am dus și eu să văd despre ce este vorba. Domnule, mai bine nu aș mai fi ajuns acolo, cât eram eu de bărbat și de acum trecut și eu prin armată, prin nenorociri. N-am fost om o săptămână, deci conduceam motocicleta și mi era frică să merg pe motocicletă, tremuram. Și eram un tânăr, totuși nu mă îndoiam atât de ușor. Și mai cadravi, davri, scoase, și căra morți cu basculanta, domnule. Ai venit, vă dați seama că nu era poliția atât de numeroasă cum e acum. Au venit toți factorii de conducere. Era șeful serviciului atunci, colonelul Enescu, Dumnezeu să-l odihnească. Colonelul Botezatu, Barbacar, Dumnezeu să-i odihnească, îi cunoșteam, că dați seama că am lucrat înainte acolo de a pleca la Academie și ne cunoșteam foarte bine, eram în curtea inspectoratului, ne întâlneam. Erau distruși, oameni plângeau, țipau, răcneau. O nenorocere, ca asta sper să nu mai prind în viața asta. Și până la urmă să știi cine e vinovat de producerea acestui. Supraîncărcare, deci eu am văzut cât putut că m-au lăsat să intru, că mă cunoșteau. Și am intrat, am văzut dunga. Deci s-a văzut că a fost o explozie de cauciuc și o dungă așa rectilinii în care se vede cum o janta din dreapta a tăiat asfaltul. O prins o bucată din parapet și cred că când n-am mai înaintat și tangajul care l-a făcut atâta lumii, că era un A8 din asta cum sau A7, A8 un autobuz din asta dreptunghiular. În momentul când au ajuns, s-a răsturnat pe partea dreaptă și a căzut exact în mijlocul bulboanei. Că poate dacă venea mai în față, un pic mai încolo, că doar bulboana aia nu era atât de mare. Exact în bulboana aia care era adâncă de 7 metri. Și vă dați seama, unii au apucat să iasă, i-au prins aia la spide de sub, i-au tras. Ce sunt 49 de oameni să mor și la toată urma... Da, eu n-aveam niciun rol acolo, niciun atribuțiuni, dar am stat și m-am uitat și ce am putut și eu să fac pe acolo cu aia, că efectiv în momentele alea de groază nu mi-amintesc, mi-amintem așa că țipau părinții după copii, copiii după părinți, că au fost și copiii acolo. Țin minte că era unul din Cătămărești Deal. Cumpătă-l, parcă-l chema, și băiatul era la liceul militar din Câmpul Lung, venea acasă și a murit acolo, era singurul copil. Nu știu, și vara asta a mea, din atunci n-am știut de ea, după aia am aflat că cel puțin la câte cadavre erau acolo și câți oameni că au mai scăpat dintre aia care erau în așa, nici n-am recunoscut-o, vă dați seama că și ea a fost băgată mâna acolo. Și s-a prins de unul și a ieșit afară și a avut noroc. Dar culmea că ăla care a fost, din ce am înțeles de la ea, cel care a fost și-a salvat-o pe ea și-a pierdut băiatul. Tragedie imensă, ce să mai... Doamna Margarita Hergeliciu zicea că ar fi fost 51 de morți. Dumneavoastră știți de 49, este pe undeva consemnat? E posibil ca să mai fi murit din cei care acolo, dar ceea ce a rămas eu atunci, pentru că eu am plecat înapoi la Academie, eram în vacanță atunci, Noi aveam o lună de zile vacanță între ani și după aia am plecat, n-am mai avut date de accident. Știți că datele în perioada din Aminitos erau, circulau foarte greu. Adică
imediat știu că a fost destituit un ministru, nu știu care din ei, și cam atât. Dar prin șoferul ziare? A murit, copilul lui a murit, vinovați cei de la autobaz, de la Fălticeni, nu știu ce sancțiuni s-au luat împotriva lor, pentru că s-a făcut un dosar penal, acolo era colonel Juravle, el a făcut dosarul de la accidentul ăla. Na, altceva nu mai amintesc. Prin ziare s-au scris la vremea foarte respectivă? Puțin, foarte puțin, foarte, n-avea. S-au auzit așa peste tot și chiar în ziarele centrale, dar un articol mai așa, acum ar scrie cel puțin două luni presă, Doamne ferește, să nu se mai întâmple. Atunci nu aveai acces la informații sau unele lucruri stăteau sub capac. Dar inclusiv doamna Hergelegiu a venit cu o mașină mică la spital ca să le zică la cei de pe ambulanță unde e locul accidentului, că ei nici măcar nu știau, ei mergeau spre Bucecea, înțeleg. Nici măcar asta nu se putea comunica. Ce a fost comunica. Atunci acolo, vă dați seama, că nu eram nicio autoritate, n-aveam. M-am dus acolo, faptul că am primit telefonul cel de la un coleg să-mi spună că nu aveam nici mobilii, era telefonul meu din apartament. Da, și la cauciuc să fi putut să fi fost o problemă, când înțeleg, când erau reșapate sau cum? Erau și multe reșapate, perioada Ceaușescu erau foarte greu cu aprovizionările astea la unitățile socialiste. Și luai ce ți se dădea. Se băteau de la un rând de cauciucuri, nu, știți foarte bine că trebuia să plătită datoria externă și strângea șurubul cât mai mult. Oamenii puneau ce li se dădea în autobază. Oricum cineva, în mod sigur, a răspuns. Dacă o să urmăriți capătul dosarului, dacă o să mai găsești la arhivă, cineva a răspuns pentru și supraîncărcare și șoferul vinovat. Dar era duminică, toată lumea vrea să ajungă acasă. Nu erau mijloace de transport ca acum, microbus după microbus și altceva. Deci oamenii fost până la urmă victime ale sistemului comunism. Ale sistemului, ale deficienților din sistemul de transport, pentru că nu poți să încarci un ramblament din ăla dublu de capacității lui. Acolo erau tixis ca în cutia de... și greutatea lui și cauciucul așa, putea să fie și un cauciuc nou. La atâta greutate, orice se putea întâmpla.